An nou, scandalul noi, exact cum ne-am obișnuit, în fiecare an trebuie să se întâmple ceva extraordinar să bubuie internetul cu știrea aia. De data asta, Alberto Grasso a vandalizat o casă, mă rog, sau cel puțin pe asta pune focusul mass media. Crapă geamul, dau foc, n-am oxigen, sunt bine pe teren, toate astea. Stai așa, eu făletonam o melodie care trebuie să iasă acum. Nu cred că a crăpat geamul, a spart cu totul. Lăsând lumea la o parte, eu fredonam piesa asta care trebuie să iasă cât de curând cu MGL și Swisher și mi se pare wow pentru drill. În fine, destul cu ironia și alte chestii, hai să vorbim despre subiectul ăsta. Alberto Grasso cica a vandalizat o casă, numai că lumea vede drept înainte. Da mă, Alberto Grasso a mers cu o bătă, cu un fierăstrău, a dat cu pumnii pe acolo, bă, doar el din 10-20 de persoane, el a făcut tot, a vandalizat o casă, să-i fie rușine. Lumea nu ia în calcul o chestie foarte importantă, nu era doar el acolo, doar că s-a pus prea multă presiune pe el pentru că el era cel mai răsunător nume, să-i zicem așa. Vezi tu, într-o petrecere cu mai multe persoane, chiar mai mult de 10 persoane, s-ar putea să pierzi controlul asupra prietenilor tăi și unul să-și o ia prost. Și ghiși ce, o să fii și tu de vină dacă ăla face ceva pentru că ai fost acolo și na, nu poți să spui că tu n-ai făcut nimic, pentru că o să fii și tu luat la răspundere. În același timp, nu vreau să spun că Alberto Grasso n-a făcut nimic și a fost în sfânt și sigur n-a distrus nimic. Ei bine, poate a spart un geam, poate, nu știu, a rupt el un perete, dar nu a distrus el singur casa aia. Nici măcar nu știm de fapt ce s-a întâmplat cu adevărat în casa aia și cine a distrus și cât de adevărată e povestea proprietarului. Nu zic că proprietarul minte, dar să știți că de multe ori proprietarii exagerează de foarte, foarte multe ori și spun o poveste mult mai înflorită decât a fost de fapt. Bine, e clar că casa a fost distrusă, dar nu știi dacă tot ce spune este real. Cu siguranță mulți sunt nesimțiți și închiriază locații, apartamente, case și fac prăpăd acolo, chiar dacă au plătit 3, 5, 10 milioane, cred că ei au dreptul să facă prăpăd. Ei bine, cei care gândesc așa au o mentalitate josnică și probabil mi se face rău când văd chestii de genul. Pentru că vezi tu, și eu mai închiriez gen în apartamente cu prietenii mei și oamenilor le este frică să închirieze apartamente pentru că se dă o petrecere și o să le distrugem casa. Nici de cum, voiam să stăm pe acolo, dar mă rog. Toată frica asta este cumva validă pentru că, vezi tu, se întâmplă lucruri de genul, vezi la știri că case sunt distruse total random din cauza unei petreceri. Și după ce am văzut în casa aia, mi se pare imposibil ca 2-3 persoane să facă distrugere și haos total. Am auzit că au adus oameni, au închiriat bilete, să intre lumea în casă, mă rog, mi se pare un pic SF, dar se poate orice, în ziua de aia se poate întâmpla absolut orice. Și dacă chiar s-a întâmplat asta cu bilete, mi se pare un pic că a ieșit un haos, o anarhie, gen... S-a spart WC-ul, găuri în pereți, eu nu înțeleg ce au avut cu casa aia, ce s-a putut întâmpla în casa aia, efectiv a fost o anarhie totală. Dar mi se pare nasol că toată anarhia asta a picat pe un singur om, pentru că e singur care era cunoscut de acolo și na, el trebuie să fie tras la răspundere pentru că el e cunoscut și toată reclama asta negativă poate cumva o merită, dar nu în halul ăsta încât să fie el subiectul principal. Poate a distrus și el câte ceva, dar n-a distrus singur toată casa, hai să fim realiști. Dar Rodby, n-a spus nimeni că a distrus el toată casa și că a făcut și el parte din tinerii care au fost la petrecere. Bu fucking who, și când o să apară știri pe Facebook și oamenii o să vadă acolo o singură persoană, pe cine o să pice mai mult vina? Chiar dacă e și el vinovat, cine o să ia cea mai mult parte din vină? Exact, omul care e în centrul atenției. E clar, pentru că asta e mentalitatea fiecărei persoane. E în natura noastră umană când vedem ceva pus în lumina reflectoarelor să zicem, da mă, el e de vină, el. Bine, mi se pare ciudat și faptul că Alberto nu a avut prea multe de spus, adică gen ăsta a fost răspunsul lui pe Facebook la tot ce s-a întâmplat. Puțin cam vag așa. Dar știți care e chestia interesantă? Un prieten de-al meu cumva a avut o petrecere de Reveillon acolo anul trecut, iar Grasso a spus că a avut niște probleme cu apa din baie, că curgea apa. Ghiciți ce? Tovarășul meu mi-a spus aceeași chestie, că era o problemă atunci când te spălai pe mâini la chiuvetă sau ceva de genul, curgea apa în sufragerie. Deci, cumva chiar dacă Alberto ascunde niște chestii, niște probleme au fost și în apartamentul ăla. Dar e clar că nici Alberto nu spune tot adevărul, că e clar că a fost acolo o anarhie totală. Bă, fian, am fost și eu la o groază de petreceri. S-au mai întâmplat și la mine lucruri.
s-a mai rupt un cuier, s-a mai rupt un, nu știu, o masă, ceva s-a mai rupt. La o petrecere, când sunt 10 persoane, e imposibil să nu spargi ceva, adică la prea puține petreceri am fost cel cu peste 10 persoane și chiar nu s-a întâmplat nimic și am fost mândru de tovarășii mei. Dar, de fel, este anarhie pentru că e prea mult să controlezi 10 persoane. Pentru că unul și aia prost, altul nu știu ce face, nu poți să ai grijă de toți, efectiv, chiar dacă ești tu cel mai cu minte și încerci să fie totul organizat. Ce ar trebui să învățați cu toții din toată situația asta cu casa e că dacă închiriați ceva nu înseamnă că vă aparține și puteți să distrugeți pe acolo că ha, am plătit o groază de bani sau nu știu ce. Nu, ți-ai asumat să plătești suma aia indiferent cât ai plătit și ar trebui să nu distrugi prea multe lucruri în casa omului. Dacă poți chiar nu distruge nimic, chiar dacă e o petrecere, încearcă să fii cât mai puțin păgubos într-o casă, pentru că gândește că ai putea tu să ai business-ul ăla și să-ți distrugă lumea prin casă, nu ți-ar conveni. Așadar, chiar dacă unul ăsta este groaznică și gen ar trebui să tragi de clipul ăsta până la 10 minute ca să poată să fie ceva de capul lui, vreau să vă zic în final că, bă, sunt sigur că are și partea lui de vină Alberto. Hai să nu trecem cu vederea că a fost și el acolo și sigur dacă a fost alimentat de tovarăș și a luat-o și el prost. Pentru că așa am face cu toți. Dacă tovarăș nu știu, fac ceva, ai mă frate, mă fac și eu cu tine, da, Caterinca rău. Hai să nu fiu nici chiar așa de pozitiv și să zic că, bă, sigur n-a făcut nimic. Cu toate că Alberto de obicei e un băiat simțit și nu cred că ar distruge chestii, dar nu pot să-mi asum faptul că n-a făcut nimic el. Clar, poate a făcut și el ceva, dar toată presiunea e pe umerii lui și e un pic cam mult din partea mass media să pui atâta presiune pe o singură persoană într-un grup atât de mare. Așa că cei care mă urmăriți acum, decât să distrugeți o casă, mai bine îmi dați follow pe Insta și ne auzim data viitoare la un nou videoclip. Sper că cu vești mai bune!